Bună seara, mă numesc Săbădeanu Alexandru, sunt bucătar de profesie și patiser. Astăzi aș dori să iau cel puțin 4 cuțite, de ce nu? Până la urmă, pentru asta am venit, să-i dăm bice. Acest preparat este creat de mine, cu influențe din patiseria franțuzească. Cred că gustul este acolo și nu este ceva comun. Voi găti un desert, Drunken Mona Lisa, o reinterpretare a unei băuturi preferate ale mele, care se face cu Di Saronno. Totul este gândit de mine, cu perle, cu tot. Abia aștept să văd reacția șefilor. Șefi, am venit să vă prezint pe Mona Lisa beată și pe mine, desigur. Pentru mine, șef la cuțite, sigur este un loc unde am de învățat ceva. Pot să dobândesc o oarecare experiență, că lucrez contra timpului, lucrez cu oameni noi. E un challenge oarecum, care trebuie să-l faci odată în viață. Că dacă nu-l faci, nu te poți depăși pe tine. Dacă stai acolo ascuns undeva la tine în grotă, nu o să te vadă nimeni. Și poate lumea apreciază ce faci. Ia zi, ce vine? Aici avem... Șată, nu-i short. Eu știu ce e aici, cred... desert. Este desert? Da, desert. Dacă nu-i desert... Desert! E desert. Opa! Este coco... Nu, coco. De ce am zis coco? Nu știu de ce ai zis. Dar știi că are caviar de... De lime? Ala. Nu, este coco, este iaurt. Asta e o spumă la sifon, cu un pan din Spania. N-aveți pan din Spania, e teatru rotund, ca să intre înăuntru spuma. Nu-i numai spumă, e și un amelac acolo. Este o cremă de subt, nu e aceeași chestie? Da, nu e. Sunt două creme, da? Are o aromă deosebită asta de jos. Reantea gazul puțin. E clar că l-a făcut la sifon și s-a lăsat puțin. Nu pot să-mi dau seama cum era la început. Unica greșeală care a făcut, a pus prea mult hidrogen înăuntru. În momentul în care l-a pus, a bubuit pur și simplu. A fost foarte mult, foarte mare presiune. Da, nu a avut timp să-l lase să se relaxeze. Cred că sunt trei feluri de caviar aici. Da, dar vezi că are culori diferite? Da. Și mărimi diferite. Da, da. Nu e o persoană care ceva știe. O e un apasionat, o e un bucătar. O e o bucătărie asta. Hai să votăm. Mamei. Bună seara, da, șef! Seara. Salut! Bine ai venit! Mă numesc Săbădeanu Alexandru, de profesie sunt bucătar. Am jonglat și cu patiseria în ultimii 2 ani și am zis să-mi încerc norocul cu un desert. Că asta mă definește pe mine, acest desert și gusturile mele și... Care e parcursul tău în bucătărie? Am început să gătesc în timpul facultății, Universitatea de Arte și Design din Cluj-Napoca. Eram pasionat de mult de bucătărie și în al doilea an de facultate lucram pentru un restaurant, făceam afișe promoționale, meniuri, mă ocupam de partea de graphic design și când mai prindeam timp liber și eram acolo la restaurant, intram în bucătărie, îi ajutam pe băieți. Bă, vă ajut cu ceva, vă curăț ceva, vă tai ceva și încet, încet, cum am muncit acolo, mi s-a propus un job de part-time. Am acceptat, pentru că eram în al treilea an de facultate, erau niște bani în plus, în facultate prind bine că da? Apoi am rămas în bucătărie de tot până în ziua de astăzi. Și în ce restaurant ai lucrat? Am lucrat la restaurant Baraca din Cluj-Napoca timp de 3 ani. După la care... Baraca, la Baraca ai lucrat la asta? Da. Pe ce post ai lucrat acolo? Am lucrat prima dată pe secția de rece. Da. După care am preluat secția de pas. Ce stil de restaurant e? Fine dining ish. Când m-am angajat eu prin 2015, era cotat cam unul dintre cele mai bune restaurante din România. Organizeam niște tripuri, un fel de food travel. Ne trimitea prin Europa, la restaurante cu stele, să mâncăm, să ne dezvoltăm gusturile, să simțim alte gusturi, alte condimente, alte tehnici, să vedem cum se muncește într-o bucătărie de nivel de stele. Vremea aia pentru mine a fost un boom, că am fost în Berlin, Madrid, Copenhaga,
o experiență super faină că investesc în angajați și în gusturile tale. Între timp mi s-a oferit un job în Austria să preiau o bucătărie. Am decis să plec în Austria, chiar dacă nu știam limba, nu înțelegeam absolut nimic, în altă țară m-am dus. Pentru o experiență și am zis că e momentul să plec, să văd și ce-i în afară, să și văd ce mi oferă. Am stat un an până în martie când a venit pandemia și a trebuit să mă întorc în țară. După care am primit un telefon de la șef Patricio Massimino de la Bistro Français și am rămas timp de un an. Între timp am și preluat secția de patiserie, după care am ales să plec și în momentul de față lucrez la atelier la secția de carne. Păi și ai abandonat patiseria așa repede? Păi am zis că nu-mi las frații la greu la bucătărie și cumva în bucătărie e altfel dinamica și la patiserie stai acolo închis. Dar este aer condiționat. Da, 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 exact. Vara acolo e cel mai bine. Deci, e vara la patiserie și iarna la bucătărie. La bucătărie. Cumva da. De genul. Interesant. Și ce ai vrut să ne faci aici? L-am denumit Drunken Mona Lisa. Hai! Wow! Ține privirea drept în ochi. Dar de sub, este ceva? N-am văzut ceva, te rog. Vrei să vezi? Nu vreau să văd. La mine în farfurie a apărut altceva. Mi se umflă și mie capul. Poți să ridic, te rog, chiar te iubesc. Ce să fac? Aici ești plătit să-mi răspunzi. Altfel e la tine în cap, altfel... Poți să te am brațe, te rog. Angelito! Tremuri, ce înseamnă asta? Ai motii. Din ce echipă ți-a plăcea să faci parte? Cu dumneavoastră m-aș înțelege cel mai bine, dacă trec mai departe. Nu uita că poți trăi și tu experiența Șefii la cuțite chiar din platou. Intră pe degustare.a1.ro, răspunde la întrebarea zilei și ai șansa de a fi unul dintre degustătorii oficiali ai unei probe din următorul sezon Șefii la cuțite. Revenim la cuțite alături de Alex, care vrea să-și câștige cuțitul cu un simplu desert. Nu e o miză tocmai ușoară, într-o zi în care și șefii au avut de preparat același lucru. Ce-i drept, nu și după aceeași rețetă. Și ce ai vrut să ne faci aici? L-am denumit Drunken Mona Lisa, deoarece primele perle care sunt mai închise sunt din Disaronno, cu un pic de calamansi și perlele galbene sunt doar din calamansi cu un pic de zahăr și un pic de apă, pentru că sunt un pic cam acide, dacă e doar așa pure. La bază era un blat giocond cu făină de migdale, crocantul este din migdale cu fiuletin și cu flori de sel și cu lime. Mai era o cremă, o namelaca cu tonka, da. Cu tonka și spuma era o spumă din iaurt grecesc cu un pic de calamansi. Se dea un pic de fresh. Fresh. Acidutate. Cam asta a fost. Da. Da. Atunci, dacă mergi mai înainte, din ce echipă ți-ar plăcea să faci parte? În echipa șefului Orlando Zaharia. Mulțumesc. Sau în echipa dumneavoastră. Ești a doua variantă. Nu neapărat. Trebuie alesă una, așa. Cred că cu dumneavoastră m-aș înțelege cel mai bine. Să vedem. Dacă trec mai departe. Spuma era un pic... prea spumă. Prav. Ai pus prea multe... Prea mult gaz. Prea mult gaz înăuntru. Da. L-ai zbătut bine. L-am bătut un pic, da. Și când am turnat, am văzut că... S-a umflat. Am văzut că se umflă, zic, pa, mi se umflă și mie capul, zic. Nu e ușor să faci de mâncare într-o oră, nu? Da, e... Dar știi care e chestia? Când vine aici un bucătar, eu am pretinție de bucătar și la farfuria asta am înțeles că era. Da. Am sesizat și eu că spuma noi, eu doream cumva să cadă așa, să... Și cumva mă gândeam să pun perlele peste, să cadă și perlele, da? Altfel e la tine în cap, altfel... Păcat că ar fi fost frumos așa cum ne povestești, doar că la mine în farfurie a apărut altceva. Da, da, eu am primit altceva. Da. Da. Nu știu ce să zic. Bravo, bravo, bravo. Mulțumesc, bravo. Mulțumesc. A fost bine.
M-am speriat un pic, am zis că chiar am avut emoții, adică, na, nu eram... Ușor, într-o oră. Este normal să nu eram convins de tot ce... Ai riscat, ai ales-o, e destul de complicată să știi. Dar ai făcut multe chestii, ai făcut, eh? Am zis că dacă nu risc, ce fac? Adică, cumva, na, nu-mi ies din tipar, adică... Din ce echipă ai spus că vrei să faci parte? În echipa dumneavoastră. Sigur? Sigur. O să faci parte din echipa mea. Începând de acum. Șef, mulțumesc frumos. Baftă. Mulțumesc. Ne s-ai vedem grijă de el. În echipă. Mulțumesc. Haideți în final. Hai să mergem, șef, în final. Voi duce cu mare mândrie acest cuțit echipei și voi trage cu ei până în finală. Cel puțin până în finală și până după finală. Premiu cel mare. Adrenalina, fai, mă gândesc cum să dorm în această seară. Nu pot să dorm. Mă duc și dau ture de, nu știu, de parc în alergare. Hai copt-o asta! Yeah! Ai dat cuțitul, dar l-ai dat așa pe șestachea. Băi, eu ai distor, șef! Oh, ce puternic!